Tiberius, dacă își mai aduc aminte de, știu eu, James Tiberius Kirk, dar marea majoritate au problemă cu, am pronunțat numele, așa că Tibi are un, cum să zic, are o mare importanță pentru ei. Am peste 20 de ani experiență, am terminat AC-ul în Timișoara în 96. Înainte de asta am lucrat la ceva firme prin Timișoara. În 96 m-am mutat în Suedia, am locuit acolo 15 ani. Din Suedia m-am mutat în Bermuda, am locuit acolo vreun an jumate. Și după aia am făcut The Unthinkable și m-am mutat înapoi în România. Suntem aici din 2012, suntem, adică eu și familia. După cum am spus, vorbesc la o grămadă de conferințe, sunt Microsoft Certified Trainer, anul ăsta împlinesc 10 ani, și că îți dau ceva premiu, o diplomă mai frumoasă sau o chestie, să vedem cum o să arăte, nu? Adi știe. Așa. INETA înseamnă International .NET User Association, e o asociație pe care Microsoft a creat-o odată cu .NET-ul și a spus, uite, ca să putem ajuta comunitățile, avem nevoie de undeva de o asociație independentă prin care să ajutăm user grupurile locale. Eu am fost și sunt în continuare speaker la ei, country lead pentru Suedia cât am locuit acolo. Din câte se pare, sunt în continuare country lead pentru Suedia pentru că nimeni nu mi-a luat locul deocamdată. Așa că să vedem. În viața de zi cu zi lucrez ca developer, trainer și mentor. Microsoft, pentru contribuțiile mele în technical computing, mi-a dat un MVP în Windows Azure, dar asta e altă poveste. Am un ESP Insider. ESP Insider este un grup al Microsoft prin care ei vor să aibă un fel de soundboard, să vorbească cu experții din field și să-i întrebe cum credeți voi că s-ar folosi asta. E ca un fel de MVP, cu singura diferență că ESP Insider e pe viață, nu e legată partea de MVP, Microsoft îți dă licențe, Microsoft îți dă tot ce vine nou, ai acces la produse înainte să fie release-uite, exact ca și cu programul MVP, numai că e specific pe ASP.NET. Geek, normal, altfel n-aș fi aici într-o sâmbătă dimineața, nu? Mă găsiți pe Twitter ca și Tibor19, există un handle care zice GWAB, Global Windows Azure Bootcamp, dacă vreți să vă apucați să scrieți tweet-uri despre chestia asta. Cam atât despre mine, destul de mult se pare. Haideți să vedem de ce suntem aici totuși. Cloud computing, la modul general, nu e o noțiune nouă. Îmi cer scuze dacă mă cam împiedic când vorbesc în românește. De obicei prezentele sunt obișnuit să le țin în engleză, așa că nu e foarte ușor. Cine a făcut chestia asta pentru prima dată sau cine a avut ideea de a face chestia asta pentru prima dată, se pare că ar fi Amazon. Și motivul pe care ei l-au avut a fost foarte clar, au o grămadă de mașini sau nevoie de o grămadă de mașini când au, știu eu, Black Friday, când e Crăciunul, când e Thanksgiving-ul și la orice chestie de genul ăsta au nevoie de foarte multe mașini. Care mașini, în momentul în care s-a terminat toată chestia asta, rămân complet nefolosite. Și atunci cum să facă, știu eu, să mai câștige un ban? E o investiție care stă acolo și nu face nimic, nu aduce niciun fel de profit. Și atunci s-au gândit, hai să oferim aceste servicii, să oferim altor firme care ar fi interesante de chestia asta, posibilitatea să închirieze de la noi computing power sau, știu eu, mașini, să-și pună website-uri. Și mult normal, multe firme nu au nevoie de, cum să zic, de putere de calcul tot timpul, cele care au nevoie, dacă nu sunt în domeniul retail, deci în vânzări și astea, chiar atunci când e Crăciun sau Thanksgiving, n-au nevoie deloc de computing power, pentru că nu fac nimic, toți sunt liberi, sunt acasă și fac cumpărături de la Amazon și de la alte site-uri online. Și atunci au zis, hai să le oferim chestia asta. Selling point-ul al celor de la Amazon atunci a fost simplu. Dom'le, ca să faceți o chestie de genul ăsta, în primul rând vă costă, ca să îți cumperi niște mașini. E destul de complicat, ai de investit o grămadă numai ca să-ți întreții mașinile, să te duci la un, știu eu, la un hosting provider, să-ți pui mașina acolo. Deci toate chestiile astea sunt destul de costisitoare. Și de cele mai multe ori te trezești în situația în care nu-ți folosești mașinile sau nu le folosești la adevărata valoare. În Suedia, în 1999,
eram CTO la o firmă. Bine, nu era greu să fiu CTO, fiind singurul IT guy din toată firma. Deci a fost, cum să zic, a fost ușor de împărțit, pălăriile. Și mie mi-a revenit chestia cu IT-ul și CTO. Din păcate, eu am venit în firmă undeva la jumătate de an după ce ei deja primiseră funding și să facă tot ce au nevoie și deja apucaseră să cumpere mașini și să cumpere licențe și să cumpere o grămadă de chestii. Firma respectivă se ocupa de rezervări pe internet. Diferența dintre ce făceam noi și ce fac alte firme astăzi, în primul rând, multe dintre ele sau Booking nu exista, Hotel.com nu exista atunci. Deci noi am fost printre primii care au apărut pe piață, plus că aveam și posibilitatea de integrare cu sistemul local al hotelului. Deci orice rezervare o făceai pe internet, îți apărea direct în sistem. Cam asta era ideea de afaceri. Foarte faină, foarte bună, o grămadă de oameni au fost foarte interesați de idee. Problema a apărut în momentul în care ne-am trezit că nu mai avem bani. De ce? Pentru că mai mult de 50% din banii pe care i-am primit de la investitori, i-am investit în mașini. Și nu vorbesc de 50.000 de euro, vorbesc de vreo 2 milioane de euro care s-au investit în mașini, care mașini n-au ajuns niciodată să le, n-am ajuns niciodată să le folosim. Sistemul nostru, cum să zic, la nivelul cel mai ridicat, rula mai rapid de pe laptopul meu decât pe parcul de mașini pe care le aveam pregătite pentru load-ul pe care le estimam. Dacă ar fi existat, știu eu, o tehnologie ca Windows Azure atunci, pentru noi ar fi fost o chestie nemaipomenită, pentru că n-ar fi trebuit să aruncăm o grămadă de bani, iar banii care i-am plătit pe mașini ar fi ajutat să mai supraviețuim cel puțin încă un an de zile. Culmea ironiei a fost că la vreo 3 luni de zile după ce firma noastră a dat faliment, cei care ne-au cumpărat au început de fapt să facă bani, exact pe toate chestiile pe care noi le-am implementat. Dar asta e, cum să zic, ironia soartei până la urmă, nu? Ce oferă cloud computing? Cloud computing e un sistem central unde ai o grămadă de mașini, unde ai posibilitatea să cumperi diferite servicii. Marea majoritate a serviciilor le cumperi on demand, adică atunci când ai nevoie. Te duci și spui, domne, am nevoie de mai multe putere de calcul pentru o săptămână, am nevoie de mai multe mașini pentru săptămâna viitoare, pentru că știu că atunci o să facem o campanie și vreau să fiu sigur că nu ajunge omul să stea să-mi aștepte 10 minute până îi se încarcă pagina pentru că nu am suficientă putere de calcul. Care ar fi beneficiile? În primul rând, un sistem bine implementat îți oferă chestiile astea on demand foarte rapid. Normal că este și un cost asociat cu toate chestiile astea, dar făcând un calcul economic o să ajungeți la concluzia că e mult mai ieftin să te duci să închiriezi putere de calcul de la o firmă X decât să te duci să îți cumperi propriile mașini și să le ai în garaj. Fiind vorba de mult mai multe mașini, fiind vorba de chestii dedicate, availability e mult mai ridicat. Dacă îți spui că ții o singură mașină și ești la un ISP care i-au picat 10 mașini în noaptea aia și stă și lucrează cu fiecare, fii sigur că o să ai o problemă de genul ăsta. Nu știu dacă ați văzut cum arată sau cum se face provisioning-ul la noi centre. Vin de obicei cu containere, în containerele respective totul e făcut, deci sunt blade-uri peste blade-uri cu tot ce au ei nevoie. Vin două fire, unul e power, unul e network și le pun undeva, cooling și tot și atunci au terminat. Și mașinile respective nu intră nimeni în ele, deci nu e să se ducă cineva să apese pe buton și să facă, să schimbe, nu. În momentul în care peste 50% din mașinile respective au o problemă, se ia containerul cu totul și se înlocuiește. E mult mai rentabil. Nu mai stăm ca românul să fixăm, stai că lipim aici un condensator și acolo rezistență și o să mai meargă încă vreo 10 ani. Elasticity. Deci elasticitate înseamnă exact chestia asta. Poți să crești sau să scazi utilizarea respectivelor resurse în funcție de nevoi. Bineînțeles, hai să trântim și o schemă aici, așa în principiu, cam cum ar trebui gândită. În momentul în care tu ai propriu centru de calcul sau te duci la un hosting provider, ai un anumit număr de mașini. Numărul de mașini pe care tu le ai aici până la un anumit moment o să fie subfolosite, după care va trebui o să ai o creștere în nevoi. Și atunci va trebui automat să-ți mai cumpere o mașină sau încă o mașină și tot așa. Deci nu faci niciodată, nu poți să te duci mai sus, mai jos în funcție de cum ai nevoie.
Pe când cu o aplicație de tip, sau cum să zic, un cloud provider, ai automat posibilitatea să te duci să folosești aceste chestii în funcție de cum ai nevoie. Există diferite, când vorbești despre elasticitate, ai mai multe tipuri de pattern-uri la care te poți gândi, ori că ai o creștere foarte rapidă, să zicem, ești Twitter și începi cu 100 de utilizatori și ajungi la câteva zeci de milioane, miliarde de utilizatori, atunci, în mod normal, ai o creștere, știu eu, care poate să fie destul de rapidă, ai creșteri pe care le poți prezice, odată ai perioada de Crăciun, când se fac mai multe vânzări, atunci știi că atunci o să ai o creștere în utilizarea site-ului. Poți să ai și anumite creșteri unpredictable, deci nu știi de ele, dar le simți la un moment dat și o să vezi că aplicația ta nu mai funcționează la fel cum trebuie. Iar te poți duce, crești numărul de resurse de care ai nevoie și atunci o să funcționeze. Sau știi că ai anumite perioade în care ai nevoie să folosești, te duci, dai drumul la mașină, oprești în momentul în care ai terminat. Când ne uităm la strategii, dacă vorbim de ce avem noi în in-house, avem tot de la mașină și de la, știu, rețelistică și tot ce înseamnă să ai o mașină și un centru de calcul, cu servere, cu storage, cu virtualizare, cu sisteme de operare, cu tot ce avem nevoie, sau putem alege să mergem la cineva care să ne ofere aceste servicii. Și atunci avem diferite strategii. Una ar fi infrastructure as a service. Infrastructure as a service, gândiți-vă la ea ca la o mașină virtuală undeva in the cloud. Deci am un server undeva care știu că există și mă pot duce să mă folosesc de el. Păi el am tot ce înseamnă de la networking până la virtualization, deci nu e o mașină fizică, nu e neapărat să fie o mașină fizică, după care eu încep și îmi instalez sistemul de operare, ce application server am nevoie și așa mai departe, baze de date am nevoie. Mai putem folosi și platform as a service. În platform as a service avem tot ce avem nevoie, mai puțin datele și aplicația propriu-zisă. Deci noi nu suntem responsabili decât de a face un deployment de aplicație și de a folosi un sistem de baze de date în care să ne salvăm datele. Sau software as a service, de exemplu Salesforce sau știu eu, alte tipuri de servicii în care totul se oferă online, tu doar te duci și folosești sistemul respectiv. Windows Azure. Windows Azure este oferta Microsoft pentru cloud computing. Normal, au văzut că există tracțiune, toată lumea acum vrea să fie parte în chestia asta. Există și de la Google, există și de la Amazon, au fost primi încă o dată, există și alți ofertanți mai mici. Facebook lucrează exact pe aceeași chestie pentru că și ei au o grămadă de mașini, au o grămadă de expertiză și s-ar putea folosi de ele. Ce oferă Windows Azure? Au compute și hosting services, deci platform as a service. Avem nevoie de chestia asta, ne putem folosi de ea. Au posibilități de storage și de data și baze de date online și se pot folosi pentru a crea, știu, un fel de Lego pentru aplicațiile noastre. Au o grămadă de alte servicii, o să vă arăt imediat în portalul de management. Ideea e să fie tot timpul online. Bineînțeles că Microsoft preferă să ai toate chestiile de la ei, deci un .NET Framework, un SQL Server, un Windows Server și așa mai departe, dar nu e limitat la așa ceva. Au văzut că nu e același lucru vânzarea de licențe cu vânzarea de servicii și atunci s-au gândit că ar fi mult mai bine să aibă servicii complete. Deci nu e numai .NET, nu e numai tehnologii .NET. Dacă ne uităm la oferta de platform as a service, poți să ai aplicații stateless, poți să ai aplicații provision ready, de exemplu te poți duce și spune vreau să-mi creez un nou blog bazat pe Cutărescu sau vreau să am un nou site CMS bazat pe nu știu ce tehnologie. Și când te duci și faci asemenea de deployment, îți ia el toate aplicațiile de care ai nevoie, tu te vei duce doar să faci administrarea efectivă, import de date și ce mai ai nevoie pentru asta. Și bineînțeles, scalabilitate. Lucrează cu ceva ce se numește instanțe și atunci în funcție de cât de mult ai nevoie poți să spui vreau una, două, cinci, zece instanțe. Instanțele poate să fie mici, medii, mijlocii și super mari în funcție de necesități și asta îți spune câtă memorie ai și cât hard disk și așa mai departe.
Când vorbim de roluri în cloud, avem două tipuri de roluri. Web role, eu gândiți-vă la el ca un fel de aplicație web, o să intru în detaliu puțin mai încolo, și un worker role, care e folosit pentru calcule, pentru orice fel de alte chestii care nu au de-a face direct cu aplicația web, dar nici nu vrei să te apuci să creezi thread-uri sau să creezi, știu eu, tot felul de chestii intensive în aplicația ta, în aplicația front-end, în aplicația web. Și atunci, worker role ajută foarte mult cu chestiile astea. Dacă ne uităm la componente, pe lângă asta, o aplicație creată pentru cloud poate folosi servicii de stocare de date, ori poți să-ți faci direct discuri virtuale sau poți să ai bloburi, deci binary large objects care le poți salva, sau poți să ai Azure Table, sau poți să ai inclusiv baze de date. Service bus, deci comunicarea, dacă vrei să ai decoupling între diferite părți ale aplicației, comunicarea se realizează pe bază de service bus. Ai un access control service care îl pot folosi pentru drepturi, pentru utilizatorii de care definit. Cache distribuit, iar în momentul în care ai mai multe mașini care trebuie să comunice împreună, dacă adaugi un obiect într-un cache în mașina X, automat trebuie să fie disponibil și în mașina Y. Mai ales că tu ca utilizator sau tu ca programator nu vezi că ai 10 mașini care trebuie să facă chestia asta și automat ăsta te ajută. Content Delivery Network. Content Delivery Network înseamnă că deci, geografic datele tale pot fi plasate strategic. De exemplu, ai un site și vrei să-ți fie downloaduit mai rapid, în loc să meargă toată lumea să-l downloadească, știu eu, din India, ai aceeași aplicație în diferite locații. Există un sistem de servere DNS care spun automat când ceri acces la cutare, în funcție de unde te afli, te duci la mașina aia, nu te duci la mașina aia, și atunci ai o mult mai, cum să zic, o latență mult mai mică în aplicația ta. Și mai avem SQL Database as a Service. Deci dacă vrei să folosești un server de bază de date, există și pentru așa ceva posibilitatea în Azure. Există și Infrastructure as a Service, deci te poți duce mai nou, de vreo jumătate de an, dacă nu mă înșel, să-ți creezi inclusiv mașini virtuale, de jumătate de an există oferta asta public. Poți să spui ce sistem de operare vrei, e la alegerea ta. Discurile sunt persistate ca și binary large object, deci am două mașini virtuale de care mă folosesc din când în când, dacă vreau să fac o chestie, de exemplu să testez ceva și nu am calculatorul cu mine, mă pot duce și mă loghez pe orice calculator și cu remote desktop mă cuplez la mașinile mele virtuale în cloud. Am control 100% și bineînțeles că și responsabilitate 100% al software-ului pe care fac deployment. Deci dacă mă duc acolo și am virus, am orice problemă sau știu o chestie, am instalat un patch care nu funcționează, nu mai e responsabilitatea la Microsoft, e responsabilitatea mea. Deci responsabilitatea lor se oprește până la faptul că mașina îți funcționează, ai conexiune la rețea, ai discuri care îți răspund la cerere. Poți să-ți instalezi SQL Server, SharePoint, Active Directory și bineînțeles și alte tehnologii care nu sunt listate aici și care nu aparțin Microsoft. E foarte ușor să faci o migrare, deci ai posibilitatea să-ți importi un disc virtual, să-ți-l importi în cloud sau din cloud să-ți downloadezi un disc virtual local și să lucrezi cu el în propriul centru de date, și suport pentru rețele virtuale. Deci poți să-ți faci rețele, poți să-ți faci cu VLAN, poți să-ți faci cu prioritizare, ce vrei tu pe ele, ai control 100% asupra lor. Și haideți să vă arăt The Management Portal. Bănuiesc că ați fost deja, sau măcar v-ați uitat, v-ați creat conturi pentru Windows Azure. Așa. Use the browser of your choice. Și mergem la manage. .windowsazure.com. Site-ul respectiv e site-ul de administrare, funcționează cu Live ID, numele utilizatorului. Hai.
că nici nu mai cere parola, e bine. Și cam așa arată un portal. Cam astea sunt informațiile generale. Îmi spune ce anume am făcut deja deployment, ce funcționează, ce nu funcționează, dacă am ceva erori, mă pot uita. Ăsta e un site care am încercat să fac deployment la el exact înainte să vin aici și de obicei durează mai mult în funcție de ce vrei să faci deployment. Și am zis, ori stau acasă și termin și atunci nu mi-apar semnele mirării pe aici sau mă duc și fac prezentarea și ajung la timp. Am ales a doua. Putem vedea ce mașini virtuale avem sau ce website-uri, mașini virtuale. Cum am zis, am două mașini virtuale de care mă folosesc. Am un Visual Studio 2013, am un SharePoint Services 2013, care iar așa mă pot uita pe ele. Se pot crea mașini virtuale. Când creez o mașină virtuală nouă, pot să aleg ori una rapidă și îmi face cu Windows sau ce are la dispoziție, sau pot să aleg dintr-o galerie întreagă de mașini virtuale cu tot, cu servere. Ce trebuie să știți e că niciuna dintre aceste mașini nu vin cu licențe, deci totul e instalat sau preinstalat pentru ce aveți nevoie, dar responsabilitatea licențierii și a funcționalității e a voastră. Da? Dar există totul gata instalat, nu mai trebuie să stau să mă gândesc cum fac instalarea, de unde iau, unde trebuie să mă duc la Oracle să găsesc să-mi fac o instalare de server 12C, de unde iau ultima versiune de, știu eu, Java și așa mai departe. Deci toate chestiile astea sunt out of the box. Există posibilitatea de mobile services, nu o să intrăm în detalii pentru ele, dar ușurează foarte mult crearea de aplicații mobile, au inclusiv clienți pentru Windows Phone, iOS și Azure, sau putem face aplicații native pe platformele respective. Servicii cloud, am nevoie de ele, de exemplu, dacă vreau să fac deployment la worker roles, am nevoie de un cloud service, și la web roles, am nevoie de un cloud service care să-mi fie hosterul pentru ăsta și în funcție de ce am desenat, de ce mi-am ales aici, pot să spun câte, ce fel de instanțe vreau să folosesc, câte instanțe am nevoie pentru diferite servicii. Deci aici intervine deja elasticitatea, cum am spus mai devreme, dacă vreau să am 3 mașini care să facă o anumită chestie, o pot face aici. Bistock services sau cum le zice, workflow services, cum le zice mai nou, care iar se pot folosi pentru a crea workflows online și avea business process modeling. Și încă o chestie interesantă, de obicei asta se schimbă cam tot la săptămână. În fiecare săptămână mai apare câte un mesaj de la Scott Guthrie, săptămâna asta am mai făcut deployment la nu știu ce, ia duceți-vă, vedeți ce se mai întâmplă pe acolo. Deci e foarte, foarte activă echipa care lucrează cu asta și special, în special pentru dezvoltatori, ținând cont că cel care e responsabil de Windows Azure, e cel care inițial a fost responsabil de ASP.NET, a preluat și responsabilitatea de Windows Azure și se vede. Adică într-un an de zile de când a preluat asta s-au schimbat foarte multe și fac o chestie care pentru Microsoft e destul de, necomună sau a fost destul de necomună multă vreme. Au început să ne asculte pe noi dezvoltatorii, ceea ce nu știu, de câteodată e puțin scary din punctul meu de vedere. Întrebări? Da. Deci nu e o versiune nouă. Deci tot ce fac pur și simplu adaugă continuu servicii. Deci nu mai au. Au acum mai nou release cycle-ul lor e de 3 luni de zile. Deci intern Microsoft face release-uri, deci major release-uri odată la 3 luni de zile. Dacă vă uitați, Visual Studio 2012 a apărut, după care a avut un update 1, un update 2, între timp au mai apărut niște minor update-uri, s-au gândit în 2013 că e o prostie să-i spunem 2012 update 3, când putem să-i spunem 2013 că atunci a apărut și ai update 1, imediat apare update 2. Ar trebui să numească 2014, nu? Dar au zis, băieți, hai să lăsăm sub formă de update 2. Sunt multe, cum să zic, deci se lucrează intens la toate chestiile astea și marea majoritate a
efortului pe care Microsoft îl depune în toate chestiile astea este special pentru, pentru a adresa cerințele noastre, pentru a adresa nevoile noastre. Deci când, sunt clienți mari, bine, dacă mă duc eu să-i spun la Scott Guthrie că mie îmi trebuie aia, e clar că nu sunt de mie personal, dar dacă vine firma X care e suficient de mare sau vin mai multe firme suficient de mari care au un impact și folosesc tehnologii Microsoft și au o cerință, care nu e nebună. Deci o chestie care, într-adevăr, make sense pentru ei, atunci Microsoft, fără niciun fel de probleme, se apucă, lucrează și, și implementează chestiile astea. Mobile services fiind unul dintre exemple. Media services, altul. Dacă, de exemplu, vrei să faci, să ai video, le încarci online și vrei să fie disponibile pentru diferite platforme, folosim media services, se ocupă inclusiv de conversie. Deci nu e numai faptul că ai pus video acolo și ți-l arată. Se ocupă inclusiv de conversie, se ocupă inclusiv de, de scalabilitate și în funcție de cât ai, știu eu, lărgimea de bandă pe ceea ce faci tu, pe ceea ce ai nevoie, sau ca și client, aplicație client, în funcție de lărgimea de bandă, poate să-ți dea o calitate mai bună sau mai puțin bună a videoului de care ai nevoie. Deci și astea sunt chestii de care au apărut ca și cerințe ale clienților lor. Inițial, Media Services a fost implementat folosind Silverlight și clientul principal și primul client al serviciilor respective, știți cine a fost? Nu. Victoria's Secret. So, Victoria's Secret show, când a fost acum vreo 3 ani de zile în noiembrie, și asta știu direct de la Scott Guthrie, acum 3 ani de zile când au făcut o chestie, au avut streaming online, ei au fost cei care au vrut să aibă asta și au făcut cu Media Services și cu Silverlight ca să poată să transmită online show pentru costume de baie. Și se pare că a fost de succes. Da, voi știți că, de fapt, Apple n-ar fi existat dacă Microsoft n-ar fi investit niște bani acum vreo 10-12 ani. Deci așa mai departe. Nu, deci hai să nu... Interesul există și unul dintre investitorii în Apple, de fapt, e Microsoft. Deci nu e, știi, no, e și mult joc pentru galerii, cum se zice pe la noi, nu? Hai să vedem. Dar, într-adevăr... Așa... Haideți să vedem. Hosting în Windows Azure. Da, o introducere destul de lungă despre ce e cloud-ul. Bănesc că dacă toată lumea... Deci dacă n-ați avut nicio întrebare, înseamnă că toată lumea știu despre ce a fost vorba. Îmi cer scuze că m-am repetat. Haideți să vedem cum funcționează în Visual Studio. Dacă vrem să folosim... Deci ca să putem să ne folosim de ele, există cerința ca să avem Windows Azure Software Development Kit. Cu Visual Studio 2013 e instalat by default, deci nu mai trebuie făcut nimic. Cu Visual sau dacă nu e instalat, prima chestie pe care ți-o recomandă Microsoft când a instalat Visual Studio 2013 este du-te online și instalează-ți Windows Azure Services. În Visual Studio 2012 trebuie instalat manual, dar în momentul în care l-ai instalat, te poți duce și spune New Project și poți să alegi Cloud Project și acolo poți să-ți alegi Windows Azure Cloud Service. Și la Windows Azure Cloud Service poți să-ți alegi ce fel de servicii vrei. Vrei un Worker role, vrei un Web role, vrei un WCF Service role. O să vi le arăt imediat. Ca să poți să folosești asta, ori te folosești direct de ele și faci un deployment in the cloud. Problema cu deployment in the cloud e că durează undeva la 20 de minute să faci un deployment complet. De ce? Pentru că trebuie să facă provisioning de mașini virtuale, trebuie să le instaleze, trebuie să le dea drumul, trebuie să facă, să-ți mute fișierele, trebuie să pornească tot, să fie sigur că totul funcționează, înregistrare de domeniu, domeniul să meargă, să fie sigur că a ajuns, știu eu, că DNS-ul răspunde la ele și așa mai departe. Și ca să evităm chestiile astea, au apărut un emulator, bineînțeles, Windows Azure Emulator. Și cu Windows Azure Emulator ai posibilitatea să rulezi aplicația local.
Trebuie să fii administrator sau să rulezi Visual Studio ca și administrator. Nu există load balancing, normal, ai o singură mașină, n-ai cu cine să faci balans decât cu tine însuși, nu? Deci nu funcționează. Și folosește AES Express, deci nu folosește AES-ul. Sunt anumite scenarii în care AES Express-ul nu funcționează la fel ca AES-ul, deci dacă vrem să fim siguri de toată funcționalitatea, va trebui la un moment dat ultimul sau ultimele teste să le facem într-o, să le facem într-o versiune cloud. Există două tipuri de rol, cum am spus. Există web application, care e web rolul, și există background processes, care e worker rolul. Pentru fiecare alegem numărul de compute instances. Deci gândiți-vă că fiecare compute instance înseamnă de fapt o mașină virtuală, o mașină virtuală special dedicată pentru ce aveți nevoie să facă chestiile acestea. În mod normal, toate instanțele unei web role sau unei worker role răspund aceleași adrese de IP. Deci nu sunt două adrese diferite de IP. Sunt în spatele unui load balancer și atunci noi avem impresia că e una și aceeași mașină. Deci numărul de instanțe pe care le alegem nu ne ajută decât la, la availability, deci creșterea availability și pentru a crește performanța aplicației. Există două tipuri de environment, cum ne zice, medii de dezvoltare sau medii de deployment pentru aplicațiile de cloud, unul care îi spune staging, deci staging ar fi un fel de pre-production, trebuie să semene 99,99% cu production-ul, numai că nu e folosit de către clienți, noi ne uităm să vedem că funcționează, răspunde la toate serviciile, din punct de vedere al, știu eu, al funcționalității e ok. Și se poate face switch între ele. Switch-ul între production și staging merge destul de merge foarte rapid. Deci dacă am ceva în staging și deja lucrează, automat pot să fac switch între ele și production devine staging, staging devine production și am o nouă versiune online. Există firme care fac deployment odată la 30 de minute. Deci se lucrează pe feature, pe asta au echipe mari de dezvoltatori și fiecare feature când e testat, e făcut, code review și tot ce e nevoie, automat vine deployed, dar se face un deployment. Fiind mai mulți utilizatori sau mai mulți programatori care, și mai multe echipe care lucrează la mai multe feature-uri în același timp, automat există chestia asta de odată la 30 de minute faci un deployment în aplicație. Și normal că având un staging și production e mult mai ușor ca să vezi că funcționează, totul pare ok, înainte să zic da, folosește-l sau dă drumul să funcționeze pentru toată lumea. Când facem un web role, când creăm un web role, putem să ne alegem ASP.NET, putem să ne alegem WCF, putem să ne alegem Node.js. Dacă faci o aplicație scrisă în JavaScript și vrei să-ți ruleze în Node.js și nu vrei să folosești ASP.NET sau altceva, sau ai deja aplicația gata făcută și vrei să te folosești de ea online, în Windows Azure, Microsoft are suport pentru Node.js. Putem avea diferite aplicații web. Gândiți-vă că un web role nu e altceva decât un IIS virtual, hai să spunem așa, și atunci putem avea și WCF în el, putem avea și ASP.NET, putem avea și Node.js, putem avea mai multe genuri de aplicații, un web API dacă vrem pe el, fără niciun fel de probleme. Și încă o dată e expus public către internet prin intermediul unui load balancer și a unui firewall. Firewall-ul are ca și rol numai să ne lase să vedem portul 80 sau portul 443 dacă vrem să lucrăm cu HTTPS. Restul e închis, deci mașina teoretic ar trebui să fie destul de sigură. Worker role sunt mașini virtuale care nu rulează IIS și rolul role este să ne ofere servicii de calcul în background. Dacă ai un task care durează foarte mult, nu știu dacă sunteți, dacă cunoașteți cum funcționează ASP.NET, dar în momentul în care vine o cerere, acelei cereri se alocă un worker thread de către sistemul de operare, worker thread care urmează cererea respectivă până răspunde înapoi la client, care a făcut cererea respectivă. Dacă am face chestia asta, în mod normal, numărul total de thread-uri care există prealocate sunt de 20 per core, deci la o mașină cu quad-core, cu hyper-threading, ai maxim 160 de cereri simultane.
după care ai o coadă de așteptare de vreo 500 de thread-uri, 500 de request-uri și după ce ai depășit 660, începi să primești eroarea 500, nu știu eu, server too busy. Și ca să eviți chestii de genul ăsta, automat long running tasks ar trebui rulate în afara thread-ului respectiv. Și cum se face? Se face prin a crea un worker role. Comunicarea cu worker role-ul se face prin cozi de comunicare, deci nu se face comunicare direct, eu nu am acces la mașina respectivă, se face prin cozi de comunicare, dar dacă ne gândim la scalabilitate, vă dați seama că prima cerință ca să poți să ai o aplicație scalabilă e ca să nu fie sticky, adică să nu fie asociată cu o mașină specifică. Și atunci, automat, ca să poți avea acest gen de comunicație, nu contează de unde, la ce mașină sau la ce mașină fizică a ajuns cererea respectivă, ea trebuie să facă fi, răspunsul ea poate fi trimis înapoi către orice altă mașină, către orice altă mașină fizică sau orice altă instanță în rolurile pe care noi le-am creat. Și a treia posibilitate e websites. Web roles și websites sunt puțin diferite. Websites au apărut ca și nevoie datorită faptului că a face un deployment la un web role dura foarte mult timp și era foarte, cum să zic, și multă lume n-avea nevoie. Deci dacă eu vreau să fac o pagină simplă și vreau să, știu, nu vreau să dureze mai mult deployment-ul decât dezvoltarea aplicației respective. Și cam asta era problema când mă duceam să fac un web role. Pe când cu un website e pur și simplu, se folosește web deployment. Web deployment folosește un web service care primește un pachet zip și în funcție de, cu toate fișierele și ăla doar îl instanțează, pune toate fișierele unde trebuie, are un parameters XML file care automat specifică unde e baza de date și cum trebuie să configurate anumite aspecte ale aplicației și cam asta e. Iar deployment-ul pentru astfel de aplicație nu durează mai mult de 30 de secunde. Deci cam aici e marea diferență. Și a fost una din cererile majore ale noastre ca dezvoltatori către Microsoft. De ce nu faceți o chestie foarte simplă ca și asta? Pentru că sunt foarte mulți provideri, de exemplu, ESP Discount îți oferea posibilitatea asta și cu WebDeploy aveai un profil în care te duceai și apăsai Publish. Și dura exact 30 de secunde. Iar Microsoft, care era tăticul la toate tehnologiile Microsoft, dura undeva la, știu eu, 20-30 de minute să facă aceeași chestie cu o aplicație simplă. Și atunci au venit cu oferta asta. Bineînțeles că nu avem posibilitatea de background processing și nu putem comunica cu un worker role cum o facem din partea de web role și nu există staging in production. Tot ce faci se face direct în production și cam asta e. Cam asta, deci asta e una dintre limitări. Există mai multe modele, există una free, deci nu mă costă nimic să am un site făcut deployment ca și free, dar atunci nu am acces la DNS, nu am acces la nimic, deci e un nume pe care Microsoft mi-l alocă și cu numele ăla va trebui să mă duc și să știu să-mi fac treabă. Există shared, în shared pot să-mi configur un DNS și atunci să spun aș vrea ca acest site să răspundă și la numele X și la numele Y care e un nume DNS înregistrat de mine sau reserved când știu că am o aplicație care e ceva mai mare și știu, sunt o felul de cerințe, de exemplu că vreau ca aplicația mea să ruleze pe o mașină și să nu fie atinsă de nicio altă mașină, că dacă ne atingem suntem exact ca fetele ale mele, m-a atins tati și uite nu mai am loc în mașină de ea. Nu. Deci, se pot avea instanțe reserved și atunci se pot folosi pentru așa ceva. Și haideți să îmi închei prezentarea cu încă un demo și să vă arăt cam cât de simplu a devenit chestia asta. Hai să facem aici așa, să ne întoarcem la duplicate. Și bineînțeles, avem o chestie care zice Visual Studio. În Visual Studio putem merge foarte simplu să-i spunem New, Project și la Project pot să aleg un Web Application, Demo, Global Windows Azure Bootcamp, TC, Tiberiu Kovac, OK. Aleg o aplicație MVC. Durează mai mult să creez aplicația decât să fac deployment-ul in the cloud. Pot să fac aici Google Chrome, testez, să vedem cum funcționează local.
Again, the browser of your choice. About contact, deci o aplicație pur și simplu pentru o aplicație MVC creată foarte simplă. Când sunt gata cu aplicația, mă pot duce în Solution Explorer și pot să-mi aleg aici Publish. În Publish pot să îmi aleg un profil existent, dar nu există, sau să fac un import din Windows Azure website. Deci din Windows Azure care l-am, sunt deja logat ca și Tiberiu Kovács, pot să-mi aleg un nou website sau pot să scriu peste unul existent. Am făcut unul azi de dimineață, iar ăsta e blogul meu care e hostat în Windows Azure. Hai să mai facem încă unul. A trebuit să-mi aduc aminte să le și șterg după aia, că altfel o să stea acolo și o să mănânce din bani. Am zis că se numește Demo Global Windows Azure Bootcamp-TC. Asta înseamnă că numele este disponibil. Am 3 subscripții diferite în care dintre ele vreau să o aloc. Pe fiecare am, mai știu cât, vreo 150? $150 lunar ca să mă pot folosi. Deci am una de la Insiders, una de la Microsoft MVP program și mai am încă una că m-am băgat la Visual Studio Online Offering și îți dă și la ea din ăsta gratuit. Deci Visual Studio Ultimate with MSDN. Unde anume vreau să fie locat? În funcție de unde am mai mulți clienți, îmi aleg și unde vreau locația aplicației respective. De ce? Pentru că latența e mai mică în funcție de chestia asta. Dacă am marea majoritate a clienților în Europa, pot să-mi aleg North Europe, nu e North Europe, că e Olanda, deci nu e chiar North Europe, sau pot să-mi aleg West Europe, care nu e West Europe, e Irlanda, dar cam așa sunt distribuite. Undeva în state, în Japonia sau în Asia se pot alege. Haideți să rămânem pe North Europe. Dacă am nevoie de un server de baze de date, pot să folosesc unul gata făcut sau pot să-mi creez unul nou. Username demo GWAB, parola password, repetăm, password și creăm site-ul respectiv. Site-ul n-a fost creat inițial, de-aia și acum durează ceva mai mult că am creat și baza de date. De ce îmi trebuie baza de date? Îmi trebuie baza de date pentru a folosi, cum îi spune, pentru a putea salva username și passwords pentru aplicația mea. Deci aplicația mea are posibilitatea inclusiv de înregistrare. Dacă am deja un profil, știu eu, deci dacă nu am acces, sau știu, am de la un client, nu am acces la utilizator și la parolă, clientul respectiv se poate duce în portal, la website și să spună export publish profile. Și când face un export de publish profile, eu primesc un fișier publish profile care îl pot importa aici. Cu fișierul respectiv am acces ca să fac deployment pentru aplicația respectivă, fără ca, știu eu, să mi se ofere parola cu care ei fac acces la management portal. Așa. Acum îmi spune ce fel de metodă vreau să folosesc pentru publicare, web deployment, care este serverul unde fac publicarea, cum se numește site-ul respectiv, parola foarte lungă, n-am, cum să spun, nu o văd sau e deja criptată, pot să validez conexiunea să fiu sigur că funcționează, poate știu eu, profilul pe care l-am primit eu și am făcut un import de profile nu mai e de actualitate, ca și client, sau știu, clientul a zis nu mai am încredere în Tibi sau am dat la prea mulți același publishing profile, vreau să-l retrag și atunci se duce și ăsta n-o să, conexiunea nu o să mai fie validată. Dacă vreau să schimb vreuna din bazele de date, da, aș vrea să schimb application DB context, cel unde îmi salvează username și password, nu vreau să folosesc cel default. Ce fel de configurație vreau să fac fiind online și fiind pentru cum să zic, fiind aplicația pe care vreau să o arăt la restul lumii, automat o să folosesc release. Dacă am Entity Framework Code First și am făcut schimbări în baza de date, trebuie să rulez și Code First Migrations. Dacă să pot să fac asta, trebuie să mă duc prima dată să fac un enable de Code First Migration în proiectul meu. Nu am, neavând chestia asta, nu am nevoie și nefăcând încă modificări în nicio bază de date, nu am nevoie de chestia asta, tocmai de aceea este și făcut, este și disabled.
mi-arată ce, cum funcționează. Dacă fac un start preview, îmi spune ce anume se va întâmpla în baza de date, pe service, se vor adăuga toate fișierele astea. Ok, sunt de acord cu treaba asta, zicem un add, a început publicarea și am spus mai puțin de 30 de secunde și suntem deja la site online. Acum durează, de fapt, compilarea ASP.NET pe fișier. Și dacă vă duceți și voi pe demo gwab-tk-websites.net, veți avea acces la exact același site. Ta-ta-da-da! Cam așa de simplu e. Gândiți-vă că acum un an toată chestia asta ar fi durat jumătate de oră și am fi băut două cafele, am fi fumat un pachet de țigări și încă mai așteptam la ele exact cum făceam compilările pe vremuri. Tehnologia evoluează. Cam atât. Întrebări? Nu cu free, dar dacă te duci pe shared sau pe reserved, poți să-ți schimbi domeniul. Și poți să-ți arăt, de exemplu, că am pe ăsta al meu, eu am un web, acum trebuie să fie 3 website-uri. Hai, fă-mi un refresh, te rog. Că doar am făcut un deployment la încă unul. Come on. Deci eu plăteam înainte undeva la vreo $150 pe an hosting la o firmă unde aveam doar blogul, mi-l țineam acolo. Având oferta asta gratuită de la Microsoft, mi-e mult mai simplu să mă duc să fac aceeași chestie pentru ei. Și am aici ManyCore, de exemplu. Dacă mă uit la el, putem să vedem cam ce am pe aplicație. Îmi arată informațiile despre el. Endpoints. Durează până încarcă toate astea. Așa. Îmi arată și URL-ul aici. Deci aici îmi arată URL-ul. Deci nu am adresa de IP. E adresă virtuală. Dacă vreau să folosesc SSL, va trebui să cer chestia asta ca să poată să meargă la aceeași adresă. Dacă vreau să folosesc FTP, cum folosesc FTP-ul, dacă vreau să mă uit de diagnostics, information, deci ca să downloadez toate fișierele de log, cât m-am folosit, câte date folosesc din ăsta, memorie, câtă memorie folosesc pe oră, am folosit cam multă, acum că m-am dus eu la site să-l văd de câteva ori, și avem configurarea aici. Și la configurare pot să specific ce fel de .NET framework vreau, dacă vreau să folosesc Manage Pipeline Integrated sau Classic. Deci toate chestiile care mă normal le faci în IIS se fac aici, nu trebuie să mai duci în IIS, ci le faci prin intermediul ăstea. Numele de domenii sunt astea, Manage Domains. Deci de aici pornește toată chestia asta. Dacă am un certificat, pot să-l aleg aici, încă nu am n-am uploadit niciun certificat, deci nu le am. Ce fel de diagnostics vreau, ce fel de performanțe, de monitorizare de performanțe. Nu mă interesează absolut niciuna pentru că e un blog și dacă cineva nu-l citește, asta e mare, mare problemă. Scaling, la fel ne putem uita aici, free, shared și standard. Pe shared, trebuie să fiu cel puțin pe shared și shared deja costă, nu știu cât, plătesc ceva la modul $3-4 pe lună, adică plătesc. E din partea aia gratis, de $150 care ei mi dau pe cont, îmi scade automat $3-4 pe lună pentru că mă folosesc de un shared instance. Pot să specific și cât de multe vreau. Pot să aleg până la 6 instanțe. Deci dacă știu că am scris acum un articol, nene, de o să vină toată lumea să-l citească și o să am o încărcare pe site de nu mă văd, automat pot să-mi aleg mai multe instanțe, să fiu sigur că nu stă lumea să aștepte să, știu eu, să vadă informațiile care am eu să le transmit. Și asta se întâmplă automat. Ce anume? Nu, alea trebuie să o fac, eu mi-aleg pentru că asta e o chestie, deci ca și la partea de free n-ai voie decât la una, la partea de shared poți să-ți pui până la 6, dar e alegerea mea. De ce? Pentru că asta costă bani. Deci pentru fiecare instanță care... Trebuie să
Există un autoscale undeva care tu ar... Deci numai... Da. Deci se poate defini, de exemplu, dacă ai un anumit număr de nivel de procesor și mai departe, și automat se poate scala up or down și tu limitezi, tu spui limita maximă și limita minimă. Și în rest tot tu dar iar standard e ceva mai scumpă decât shared și dacă folosești o singură instanță. Și dacă nu te folosești de posibilitățile care le oferă. Poți să folosești mai multe baze de date deodată? Câte vrei. Pentru că, de fapt, fiecare bază de date vine cu propriul connection string și atunci n-ai nicio treabă. Poți să creezi câte servere vrei. Poți să folosești același server cu mai multe baze de date sau poți să folosești mai multe servere cu fiecare cu bază de date. Deci astea ar fi bazele de date. Ăsta tocmai a fost creat. E Northern Europe, serverul, deci fiecare are propriul server, ce ediție, câte memorie. Dacă vreau să fac un management pe el. Yes. Yes. Așa cum pot să văd. Fișierul îmi spune, pot să mă loghez ca un utilizator. Utilizatorul l-am creat acasă, mai știu, cred că e user 1 și parolă, password, ceva de genul. Deci te poți duce să vezi efectiv cum arată baza de date, care deci un fel de management studio online. Ok? Întrebări? Cam ce reprezint? Sau... Deci, în funcție de cât ai, deci care ți-e targetul tău, nu? Deci targetul între 65 și 90%